Un document prezentat Consiliului Local de către SC Servicii Comunale face ca administrația locală rădăuțeană să stea pe un butoi de pulbere. Primăria Rădăuți ar datora furnizorului de servicii mai mult de 15% din veniturile bugetului local. Astfel poate fi declarată în criză financiară. În februarie 2014, datoria primăriei rădăuțene, condusă de edilul Aurel Olărean, se ridica la aproximativ 9 milioane de lei. Dacă s-a ajuns la blocare de conturi din cauza multiplelor datorii pe care primăria rădăuțeană le are față de diverși agenți economici, aflăm de la consilierul local PSD, Tiberiu Maierean. Sunt blocate toate conturile din toate băncile și din trezorerie. Trezoreria cam evită să facă stopajul de care este nevoie și care îl obligă legea și mai face plăți. Plăți care le face sunt ilegale. Nu face plățile către persoanele care au câștigat în instanță o serie de sume de bani și au instituit executări silite asupra conturilor respective. După cum precizează consilierul local Maierean, sunt și altfel de inginerii făcute de cel mai primar dintre primari cu unii agenți economici. Cum s-au gândit cei mai înainte menționați să valorifice șmecheriile și să scoată bani de la bugetul local pentru aceste plăți, aflăm de la consilierul local PSD. Sunt o serie de operatori economici care au ajuns în această situație ca urmare a unor manevre care le-au făcut împreună cu domnul primar. Eu nu le-aș plânge de mila celor operatori economici, pentru că atunci când s-au făcut lucrările, ei le-au făcut ilegal, în sensul că lucrările au fost făcute pe baza unui contract între primărie și operatorul economic respectiv, fără să existe hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea documentației tehnico-economice care ar fi stat la baza acelei lucrări, fără să existe o aprobare prin hotărâri de Consiliul Local privind trecerea din domeniul public în privat a terenului respectiv și darea în administrare pentru executarea lucrării executantului care a câștigat licitația sau căruia i-a fost încredințată lucrarea. În acest sens, ei lucrând cu jumătăți de măsuri legale, adică doar un simplu contract, au executat lucrările, după care lucrările normal că nu au fost bugetate. Nu au fost bugetate, știți, bugetul se face la propunerea primarului conform legii, da? Interesant, nu au fost bugetate, nu a propus primarul să se plătească. Nepropunând să se plătească, Consiliul Local nu a putut adopta o hotărâre în care să se plătească. Dar Consiliul Local în mandatul precedent a adoptat o hotărâre prin care a avertizat toți acești operatori economici în legătură cu ilegalitatea lucrărilor care le execută pe domeniul public, solicitând eliberarea domeniului public, aducerea lui la forma inițială și părăsirea sectorului în care lucrează. Lucru care nu s-a întâmplat, decât cu un singur operator economic loial. El a înțeles gravitatea situației și s-a retras. Ceilalți au mers mai departe, au executat lucrările, s-au făcut procese verbale de recepție la terminarea lucrărilor și s-au adresat în instanță după termenele legale prevăzute în contract pentru recuperarea sumelor. În instanță primăria s-a apărat într-o formulă lesne de înțeles, astfel încât instanța, da, câștig de cauză operatorului economic. Deci aici primăria greșește din nou sau încalcă din nou legea prin compartimentul juridic, prin secretar, prin faptul că nu s-a apărat corespunzător și a omis instanței prezentarea adevărului. În consecință, instanța a hotărât să-i se acorde sumele respective cu majorări de întârziere, cu toate cheltuielile corespunzătoare, onorare de avocat, că acolo sumele fiind de multimiliarde și onorarele sunt consistente, onorare de executare silită care s-au adăugat, pentru că domnul primar a zis că eu nu plătesc. În continuare, în anul 2013 și în 2014, el nu a prevăzut sume măcar pentru plata acestor datorii, care de acum se transformaseră în executări silite. El s-a făcut că plouă, între ghilimele, și nu a prevăzut în buget. Ceea ce este de neînțeles pentru consilierii locali, dar și pentru contribuabilii rădăuțeni, de ce aici nu se aplică legea? Să aibă primarul rădăuțean Aurel Olărean atât de multă putere de convingere asupra tuturor, încât să demonstreze că și administrația locală este moșia sa și face ce vrea? Interesant este că și administrația finanțelor publice face jocul acestui primar, și cu toate că are la cunoștință despre titlurile executorii depuse în trezorerie, îi admite un buget
care nu are prevederi bugetare pentru plata acestor datorii și nu ia măsuri ca să se plătească cu prioritate aceste datorii. Mai mult s-a ajuns și la faza de executări silite, iar aici să te ții, Nenicule, bine, dispar imobile sau, mai bine zis, trec din patrimoniul primăriei în lada de zestre a unor agenți economici, nu oricum, ci în urma unor licitații, după cum afirmă consilierul Maieran. Unii operatori au trecut într-o fază superioară, ca să zicem așa, de recuperare, văzând că nu pot să recupereze sumele în numerar de la Olărean, și au trecut la executări silite asupra domeniului public și privat, dar mai ales asupra celui privat. La public este o problemă, nu se știe dacă vor reuși să pui mâna pe el, dar asupra domeniului privat al municipiului Rădăuț. Lucru înconvințat de instanță. Dacă am convins instanța, înseamnă că primăria iarăși s-a apărat foarte interesant în instanță. Toate aceste lucruri fac ca o serie de terenuri, de clădiri, care aparțin municipiului Rădăuț, deci întregii populații, să fie scoase la licitație, la vânzare prin licitație publică, care conform legislației, dacă nu se prezintă nimeni la licitație, să scade prețul o dată, de două ori, de trei ori și ajungem cu obiective care costă sute de mii de euro să fie vândute într-un final pe câteva zeci de mii de euro sau chiar mai puțin. Și aceste manevre se fac prin afișare, încunoștințarea asupra licitației la vizierul primăriei și mai poate într-unul, două ziare de mare, mare tiraj care nu le citește nimeni. Deci transparență totală. Totală conform legii, pentru că asta ne obligă legea. În consecință, am început să pierdem din domeniul privat al municipiului nostru. Așa am pierdut librăria de pe strada Ștefan cel Mare, am pierdut un teren din careul din interiorul vechiului hotel. Sunt în curs de a fi pierdute multe altele, pentru că executorii judecătorești deja au depus la cartea funciară sechestru asupra acestor bunuri, despre care în inventarul primăriei nu se prea știe mai nimic, în sensul că ele nu se figurează în inventarul primăriei. Inventarul primăriei, atât ca domeniu public, cât ca și domeniu privat, de fapt e vorba de inventarul municipiului Rădăuț gestionat de către primărie, nu figurează tot ce trebuie. Deci nu este complet. Lucru care l-a sesizat Curtea de Conturi la fiecare control care l-a făcut și a solicitat în mod imperativ ducerea la îndeplinirea acestei sarcini în sensul ca inventarul să fie făcut corect și complet. Ce bine pare că ai luat țeapă, ce bine pare că ai pierdut, că toate hainele ți-au intrat la apă, că nu mai ai nimic din tot ce ai avut. Cu alte cuvinte, cei îndreptățiți să-și revendice drepturile bat în zadar în poarta primăriei lui Olărean. Nimeni nu primește nimic, pentru că așa vrea ilustrul edil Aurel în Republica Separatistă Olărean. În urma controlului din 2010, da, finalizat în 2011, a luat vreo 15 avertismente verbale, domnul Olărean, în care majoritatea situațiilor se încadrau cu amenzi consistente de ordinul sutelor de milioane sau chiar cu acțiuni de natură penală, întrucât legea 270 a finanțelor publice locale pedepsește angajarea de credite fără bază legală, adică fără hotărâre de Consiliul Local, iar contractarea unei lucrări fără aprobarea Consiliului Local este angajarea de credite, adică angajarea de cheltuieli fără aprobarea Consiliului Local, o tratează ca deturnare de fonduri și o pedepsește cu închisoare de la 6 la 12 luni. Lucru care nu s-a întâmplat, cu toate că în cadrul controlului efectuat anul trecut, pentru anul 2012, s-au constatat aceste lucruri, s-au precizat chiar și s-au stabilit încălcări ale articolului 14 din legea 273 care prevede acest lucru, dar la sancțiuni s-au dus în altă parte, s-au uitat la alt articol. Și au stabilit pentru toate, iarăși vreo 30 și ceva de obiective în care era sancționabil, o amendă cumulată de 5.000 de lei. În condiții în care fiecare dintre capitele de acuzare, între ghilimele de acolo, era sancționabil cu multe sute de milioane.
sau altele cu penal. Iar și aici Curtea de Conturi a încărcat inclusiv legea contravențiilor, care spune că în cazul unor contravenții așa, mai mari sau mai multe contravenții pe o anumită problemă, se acordă o contravenție care are anumite procente de majorare față de cea mai mare și nici de cum nu face așa cea mai mică dintre cele mai mici. Ci care aplică legea să o aplice corect și măcar ar trebui să se sesizeze cei care sunt îndrituiți și sunt plătiți pentru treaba asta, și aici mă refer la DNA, la parchetul de pe lângă Curtea de Apel Suceava, la poliție, să-și facă datoria. Și Curtea de Conturi ar trebui să-și facă datoria. Dar ce să vă spun eu? Rezultatele sunt cele care se văd. Merită să le comentăm? Eu cred că merită să le comentăm, dar măcar să avem o perspectivă, că nu comentăm degeaba.